Mă, v-aș ruga un pic mai încet, doamna președinte. 19 voturi pentru. Cum să votăm atât de. Mulțumesc. Și ordinea de zi în ansamblu, vă rog. Dacă aveți, vă rog să ne comunicați și rezultatul votului. 19 voturi pentru. Mulțumesc. 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Munteanu Ana Maria și vacantarea locului acesteia în Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Vă rog să deschideți procedura de vot. Pentru ordinea de zi vom vota într-un calup de câte 3, deoarece sunt multe puncte și așa mă lasă Ok, platforma. bine, perfect. Atunci citesc în continuare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor înscrise în CF numărul 455807 Timișoara și CF 455809 Timișoara, ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate al SC Warehouses de Pound România și trecerea terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara. Dacă sunt luat de cuvânt la acest proiect. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a imobilului teren înscris în CF 456081 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către societatea Barum Tehnic SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara cu destinația de teren intravilan pentru drum. Dacă sunt luat de cuvânt. Dacă nu, vă rog să deschideți procedura de vot pentru cele trei proiecte. Mulțumesc și vă rog să ne comunicați și rezultatul votului. Puțin mai încet, vă rog. Pentru punctul 1, 21 de voturi pentru. Pentru punctul 2, 18 voturi pentru. Iar pentru punctul 3, 17 voturi pentru. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a imobilului teren înscris în CF 442140 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către societatea Timp Ciclop SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara cu destinația de teren intravilan pentru drum. Dacă sunt luat de cuvânt. 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în strada Dr. Pavel Vasici Ungureanu, numărul 2. Sunt lor. Nu. 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor pe care se află construcțiile proprietate privată dobândite în baza legii numărul 112 din 95, identificate prin CF numărul 423100, 424102, Timișoara 418527, Timișoara 427985, Timișoara 427981, Timișoara 433616, 405396, 456200, 454131, 421163, 435538, 423359, 448714, 404844 Timișoara, 431292 Timișoara, 435228, 405012, 41460, 456114 Timișoara, 412837, CF 452895, CF 453418, CF 417228, CF 404416 și CF 420721. Dacă sunt lor de cuvânt. Dacă nu, vă rog să deschideți procedura de vot pentru proiectele 4, 5 și 6.
Mulțumesc. Vă rog să ne comunicați și rezultatul votului. Pentru punctul 1, 21 de voturi pentru, pentru punctul, adică pentru punctul 4. 4, practic, da, e Punctul ok. 5, 20 de voturi pentru, iar pentru punctul 6, 19 voturi pentru. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de prestări servicii de consultanță pentru tranzacții cu Corporația Financiară Internațională, IFC, membra a grupului Băncii Mondiale, în vederea realizării obiectivului nou de investiție, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Dacă sunt lor de cuvânt? Da, vă rog, Roxana Iliescu. Doamna președinte, dacă îmi dați permisiunea să prezint proiectul. Da, sigur. Spuneți. Da, mulțumesc. Iau cuvânt. Da, mă bucur foarte mult că suntem că în acest moment putem să supunem acest proiect aprobării Consiliului Local. Este un proiect la care mulți colegi în primărie și nu numai au muncit mult în ultima perioadă. Acum, noi toți suntem foarte conștienți că suntem în mijlocul unei campanii electorale. Asta înseamnă că probabil unii spun sau se gândesc că acum votăm doar un lucru simbolic care oricum nu se va întâmpla. Alții poate au un interes să atace proiectul tot din motive electorale. Vreau să vă spun însă că acest proiect este cât se poate de serios. Eu mi-aș fi dorit să-l votăm acum un an, poate chiar acum 2 ani, și nu acum. Motivul de ce îl votăm abia acum, să zicem în plină campanie electorală, este că am așteptat o schimbare legislativă în legea parteneriatelor public-privat, care a trenat foarte mult în Parlament și care a întârziat, cred că, cu peste un an. Dacă această schimbare legislativă s-ar fi votat mai repede, atunci și noi am fi putut să votăm acest proiect mai repede. Acum, nu este o coincidență că aceeași echipă care a fost consultantul Guvernului României pe această schimbare legislativă este și echipa cu care vă propunem să lucrăm în Timișoara. Banca Mondială prin brațul lor IFC. România este membru în Banca Mondială și asta e doar unul dintre motivele de ce acest partener este serios și este și motivul de ce noi astăzi putem să dăm prin atribuire directă la Banca Mondială acest contract, fără să mai trecem printr-un contract printr-o procedură de licitație. Despre proiectul în sine. Cu orice pacient sau doctor vorbesc în Timișoara, nevoia unui nou spital municipal, sper că este clară. Suntem împrăștiați în 14 secții, plimbăm pacienții de la A la B, marea majoritate a clădirilor, chiar dacă băgăm mulți bani în reabilitare, renovare și așa mai departe, nu se vor putea conforma standardelor cele mai moderne. Și e evident că un oraș ca Timișoara are nevoie de un spital modern, un spital municipal modern, într-o singură locație. Am identificat acest teren în Calea Torontalului, nu acolo unde este ruina, ci mai în nordul acestei ruine, de unde a mai fost un proiect de spital, unde va fi viitorul Institutul Oncologic. Acolo este un teren generos și se va putea construi acest spital.
Un nou spital municipal este extraordinar de ambițios și din punctul de vedere financiar și tocmai de aceea, mai ales după toate experiențele în trecut și ruina Petrolantarului este exact simbolul pentru aceste eșecuri din trecut în care ne-au promis spital și de aproape 30 de ani n-au reușit. Și mă refer aici inclusiv la unele din partidele pe care unii dintre noi le, sau unii dintre dumneavoastră le reprezentați. Tocmai pentru că este de o anvergură și de o ambiție foarte, foarte mare, propunerea mea, propunerea noastră este de a alege acest parteneriat public-privat. De a se folosi și de energia și de ambiția sectorului privat, care are o largă experiență în construcția și conceperea de spitale și foarte multe cu succes. Modelul pe care vi-l propunem este să găsim o firmă privată care va ridica pe banii ei un spital și care o să ne predea la cheie această clădire de spital, iar noi, timp de probabil 20 de ani, detaliile vor fi stabilite în următoarea etapă, vom plăti o sumă lunară sau anuală pentru acest spital și firma respectivă se va ocupa inclusiv de mentenanța clădirii pe durata contractului, iar la sfârșitul contractului clădirea intră în proprietatea primăriei. Este un instrument de succes folosit în multe țări și tocmai de aceea propunerea este ca tot acest proces să fie acompaniat de o echipă profesionistă care a folosit acest instrument cu succes în mai multe țări. În România, Banca Mondială momentan este în legătură și la Ploiești pentru un model similar. Apropo, și domnul ministru Brafilă susține acest model, a fost și la Ploiești și a vorbit public despre nevoia acestor parteneriate public-private, a susținut și echipa Băncii Mondiale în acest demers. Deci nu facem aici nimic, cum să spun, userist, nu facem aici nimic cu oculta mondială, ci este un instrument, da, de pionier și modern, dar un instrument serios și un instrument validat și un instrument care nu poate fi politizat. Concret, echipa de la IFC, de la Banca Mondială, ar face un studiu de prefezabilitate în care ar determina cumva fezabilitatea în sine, fezabilitatea financiară acestui proiect, apoi un studiu de fezabilitate care, bineînțeles că va fi votat în Consiliul Local, va structura această licitație, adică va determina care sunt de fapt condițiile cu care mergem în piață să căutăm această firmă privată și va structura financiar această propunere, adică pe câți ani, la ce costuri, pentru câte paturi va fi făcut acest spital. Încă o dată, eu cred că este singura noastră șansă să vedem un nou spital municipal în următorii 10 ani. Știți foarte bine că primăria a mai început de administrația anterioară, a mai avansat și cu noua maternitate, un proiect unde, da, putem să mergem să facem un studiu de fezabilitate, putem să facem un proiect tehnic, avem și autorizație de construcție, dar iată, ne blocăm în felul în care putem finanța un astfel de proiect, mai ales fără susținerea guvernului, și asta este motivul de ce doar visăm la o nouă maternitate deocamdată, până când poate găsim o sursă de finanțare. Pentru noul spital municipal,
nu vom găsi o sursă de finanțare în această valoare, iar dacă o vom găsi, nu mai bine, atunci ne micșorează costurile totale, dar trebuie să facem un pas în față, nu putem să așteptăm să vină guvernul sau altcineva să ne salveze. Pentru Timișoara a venit momentul să ia propria soartă în propria mână și tocmai de aceea vă rog să susțineți acest proiect important pentru foarte, foarte mulți timișoreni care așteaptă de ani de zile acest nou spital municipal. Mulțumesc, domnule primar. Doamna consilier Oxana Iliescu, vă rog. Da, mulțumesc frumos. Eu aș avea niște întrebări pe care vreau să le adresez domnului primar. Vreau să spun din capul locului faptul că proiectul în sine, construirea unui nou spital municipal, este extraordinar de oportun și sunt convinsă așteptat de toți timișorenii. Desigur, este un proiect care se cu o perspectivă de realizare destul de îndepărtată. Astăzi suntem în fața unui prim pas, respectiv contractul dintre municipiu și IFC. Un prim pas care, spun eu, a fost făcut extrem de greșit încă de la bun început, plecând de la premisele că discuția asta, domnule primaru, o avem de vreo 2 ani de zile. Și în 2 ani de zile, 2 ani de zile în care nu s-a întâmplat, ne-au fost prezentați, nu am înțeles, de fapt dumneavoastră ne-ați prezentat o comisie venită din partea acestei autorități, IFC, venită în Timișoara și ați demarat primele discuții, repet, încă de acum 2 ani de zile, 2 ani de zile în care n-am mai discutat absolut nimic despre acest proiect. Și discutăm acum, așa cum ați spus și dumneavoastră, cu puțin timp înainte de data alegerilor. Acum, eu vreau să vă întreb următorul lucru. Conform spuselor noastre de acum, de fapt am mai multe întrebări. De acum 2 ani de zile, acest contract, acord dintre municipiu și IFC ar fi urmat să ne coste 100.000 de euro. A spus dumneavoastră că reprezentanții IFC o să pună 100.000 de euro, iar contribuția municipiului va fi tot de 100.000 de euro. În contractul pe care ni l-ați atașat astăzi proiectului de hotărâre, este prevăzut un cost de 250.000 de euro și mai mult decât atât, este prevăzut și un onorariu de succes în valoare de 1.250.000 de euro, plătibil de un viitor partener care va fi desemnat să realizeze practic proiectul, parte din documentație și execuția proiectului, spitalul în sine. Ce este foarte interesant, știu, veți spune, ok, nu, cei 1.250.000 de euro nu sunt plătiți de municipiu, ci de partenerul, viitorul nostru parteneriat, partener, dar ceea ce ne asumăm noi în acest contract este obligația de a avea o clauză suspensivă. Deci cumva noi ne asumăm obligația, trebuie să ne asigurăm că acei bani, acel onorariu de succes va fi plătit de viitorul partener, în caz contrar nu ne asumăm faptul că nu putem încheia un parteneriat public privat, doar în condițiile în care acel partener plătește în 15 zile de la semnarea contractului cu noi suma de 1.250.000 de euro. Pe lângă costurile la care am făcut referire, mai ne asumăm și alte costuri care nu sunt identificate în contract. Adică se vorbește de costuri realizate de viitoare campanii, costuri privind publicitatea, nefiind identificată o sumă anume, dar se menționează că aceste costuri cad în sarcina exclusivă a municipiului. Deci o primă întrebare pe care vreau să vă adresez exact la asta mă raportez. Cum s-a ajuns de la 100.000 de euro, practic la noile costuri care sunt relevate de contractul care este anexă la proiectul nostru de astăzi?
Totodată vreau să vă întreb dacă acest contract a fost negociat, realmente a fost negociat sau a fost un contract tip pe care dumneavoastră, în fine, împreună cu echipa, vi l-ați asumat. A existat o negociere a clauzelor contractuale? Și dacă a existat o negociere, vă rog să ne spuneți cine sunt responsabilii din partea primăriei, deci care au fost persoanele care efectiv au negociat clauzele contractuale cu reprezentanții de la IFC. Mai mult decât atât, vreau să vă mai adresez o întrebare. Văd că în contractul pe care ni l-ați transmis este prevăzut faptul că va fi un reprezentant din partea municipiului, o persoană, respectiv o persoană care va fi direct responsabilă și probabil conceptul ăsta este, va coordona execuția acestui contract, numai că această persoană din contract lipsește cu desăvârșire, sunt puncte-puncte. Deci nu avem trecută persoana. Cine va fi persoana care reprezintă municipiul în relația cu IFC privind execuția acestui contract? Iar o ultimă întrebare vizează termenul de livrare a documentațiilor pe care noi le plătim. În contract nu este prevăzut niciun termen scadent. Cine este prezentat un calendar orientativ propus și se menționează foarte clar că nu avem termene fixe privind livrarea documentației pe care noi o plătim prin intermediul acestui contract. Da, mulțumesc mult pentru aceste întrebări, la care răspund cu drag. La prima întrebare, repet încă o dată de ce totul a întârziat mai mult decât mi-aș fi dorit, tocmai pentru că s-a schimbat fix pentru acest tip de proiecte, s-a schimbat legea achizițiilor, legea PPP-urilor și vă spun și exact unde. În legislația românească, un studiu de fezabilitate trebuie să conțină extrem de multe detalii care de fapt determină într-o foarte mare măsură deja proiectul tehnic și pentru astfel de parteneriate public-private este foarte important ca ofertanții să vină cu diverse variante, tocmai ca ei să vină cu propuneri inclusiv de a economisi bani. Adică nu noi spunem în studiu de fezabilitate dacă spitalul va avea 5 sau 7 etaje sau dacă va fi pavilionar, ci noi spunem care sunt rezultatele, numărul de paturi și așa pe care ne le dorim și apoi tocmai vin firme diferite cu concepte diferite. Lucru ce nu a fost posibil în legislația veche și tocmai exact această echipă cu care vrem să lucrăm și noi a lucrat cu Ministerul Sănătății, cu Ministerul Finanțelor și cu alte ministere la această schimbare legislativă. Motivul de ce acum plata este mai mare e pentru că scopul este mai mare, adică ne-am hotărât să nu facem, de exemplu, doar un studiu de prefezabilitate cu ei, ci să luăm toți pașii până la licitație, de fapt, cu ajutorul Băncii Mondiale. Și motivele de ce facem asta sunt destul de evidente, tocmai pentru că nicio primărie în această țară, niciun minister în această țară, momentan, nu ar fi în stare să ducă un astfel de proces, pentru că este un lucru nou. Asta este și motivul de ce nu vedeți noi spitale în România, de ce au eșuat toate instituțiile publice până acum și asta este tocmai motivul de ce noi vrem să mergem cu o echipă profesionistă care a arătat spre deosebire de multe instituții din România, inclusiv Primăria Timișoara în trecut, că este în stare să construiască noi spitale de la zero. Și exact asta este și răspunsul meu despre acest comision de succes. Dacă încă credeți că noi primim ceva pe gratis în lumea asta, atunci nu știu în ce lume trăiți. Și orice fel de greșeală, de amatorism
în aceste etape de studiu de fezabilitate, de licitație, de a găsi un partener serios, orice greșeală se plătește de 10 ori mai mult. De ce lucrările publice sunt atât de scumpe? De ce se scumpesc pe parcursul proiectelor toate aceste lucrări publice? Tocmai pentru că la început autoritățile publice uneori vor să facă economii. Eu cred că este un comision de succes care încă o dată va fi plătit nu de municipalitate, ci de către firma care va câștiga. Ea va trebui să plătească acest comision și cred că pentru un proiect de această anvergură, asta este prețul pe care trebuie să ni-l asumăm pentru a avea un proiect de succes. Dacă vreți să facem spitale pe hârtie, dacă vreți să facem studii de fezabilitate care să rămână în sertar, sau chiar spitale care se duc până în momentul cumva autorizării, atunci da. Eu cred că simbolul eșecului clasei politice din România pe care îl vedem pe calea Torontalului trebuie să ne fie și un avertisment că nu ne permitem aici să facem economii în această fază critică. Și vă asigur că acest comision de succes nu se duce în buzunarele unora ca să aibă vacanțe de lux, ci Banca Mondială este un organism internațional, încă o dată, în care și România este membru și orice fel de profit al Băncii Mondiale se întoarce în proiecte de dezvoltare, inclusiv în România. Deci nu este ca și cum dăm aici bani la altcineva. Următoarea întrebare a fost, numai un pic să răspund la toate întrebări. Următoarea întrebare a fost despre contract. Nu este un contract tip. Bineînțeles că prima propunere a venit din partea AFC-ului, dar a fost negociat de o echipă din primărie în frunte cu doamna Radu, care a fost 2 ani și directoare la DSP, adică care este și juristă, dar ea împreună cu o echipă mai largă din primărie a negociat timp de mai multe luni acum, sau ea de câteva săptămâni, noi echipa mai largă de câteva luni, acest contract. Și tocmai de aceea pot să spun cu încredere că este un contract care nu ne dezavantajează. Iar ultima întrebare, cum să spun, Primăria Timișoara, executivul orașului, primarul Timișoara prin aparatul de specialitate se va ocupa de implementarea acestui contract. Ca la orice contract, Consiliul Local nu votează fișe de post în Primăria Timișoara sau nu votează alte lucruri. Deci voi încredințați aparatul de specialitate al primarului și restul este o chestie executivă. Da, dacă îmi permiteți. Domnule primar, n-ar trebui să vă irite întrebările mele privitoare la prețul acestui contract, pentru că sunt bani publici. Întrebarea mea cred că este justificată, și anume care a fost criteriul. De ce 250.000 de euro și nu 500.000 de euro? Adică trebuie să fi fost un criteriu, un reper, nu? Sunt totuși bani publici. De ce nu 150.000 de euro? Adică mie mi se pare răspunsul dumneavoastră extrem de evaziv și mă raportez, repet, la declarațiile noastre de acum 2 ani de zile, când la fel să știți că la fel ați adus în discuție realizarea documentației care face și astăzi obiectul acestui contract. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu ne-ați prezentat un criteriu clar, un reper clar, cine a stabilit acest preț. Repet, de ce 250.000 de euro și nu 500.000 de euro? Da? Iar celelalte aspecte referitoare la cheltuielile pe care ni le asumăm în acest contract, dar fără a ști ce cheltuieli sunt, în ce valoare, când ne vor consta campaniile de promovare, cât ce înseamnă publicitatea. Pentru că, repet, iarăși este vorba de bani publici. Doi, doamna Radu
Mai mult ca sigur știți, domnule primar, că face parte mai nou din aparatul de specialitate de doar câteva săptămâni de zile. Deci nu puteți să veniți să ne spuneți că doamna Radu a condus echipa de negociere cu reprezentanții IFC, discuțiile care au început și negocierile care au început încă de acum 2 ani de zile. Și mie mi s-ar fi părut onest și transparent să știm care sunt persoanele din cadrul primăriei care au făcut parte din echipa de negociere și au negociat dispozițiile acestui contract. Dacă dumneavoastră nu doriți să ni le menționați și ne menționați doar pe doamna Radu, asta este situația, ne mulțumim cu atât, dar, repet, eu cred că ar fi trebuit să știm. Mai mult decât atât, domnule primar, nu puteți să ne spuneți la modul general că dumneavoastră și aparatul din primărie se vor îngriji de executarea acestui contract. Pentru că, repet, în contract este prevăzut foarte clar, este prevăzută o persoană. Deci trebuie să fie o singură persoană, trebuie să fie un coordonator care se ocupă de executarea, care desigur acel coordonator va fi în legătură cu noastră, cu oamenii din aparatul de specialitate implicat și așa mai departe. Noi practic dându-vă vot astăzi pe acest proiect de hotărâre, noastră înainte să semnați în calitate de ordonator de credit, de reprezentant legal acel contract, va trebui să puneți o persoană acolo și mi se pare absolut, cum să spun, normal să cunoaștem cine va fi persoana pe care dumneavoastră o desemnați coordonator responsabil de execuția acestui contract. Și dacă îmi permiteți, o să dau voie colegilor să ia cuvântul și o să vă redau direct din contract, că nu pot să vă menționez articolul și să vedeți ce responsabilități sunt trecute în sarcina acelei persoane, pentru că sunt trecute în contract responsabilități, nu așa, la modul general. Știți cum suntem noi obișnuiți? Răspunde aparatul de specialitate. Nu, cu subiect și predicat. Trebuie să fie o persoană. O să vă menționez imediat articolul ca să vedeți exact la ce articol din contract mă refer și unde este menționată, mă rog, această persoană și responsabilitățile pe care, foarte mari, de altfel, pe care ea le are. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte lor de cuvânt? Mai sunt, că suntem cu mâna ridicată. Am de acord. Spuneți, domnul consilier. O să încerc și eu să ne menținem cumva în afara retoricii campaniei electorale, deși până la urmă, în mod evident, momentul ales are legătură și cu campania electorală. Și, domnule primar, să știți că eu m-am uitat cu atenție la modificările pe care le aduce legea 7 din 2024, cea care modifică ordonanța cu privire la parteneriatul public-privat. Și nu studiul de fezabilitate este cel care ar putea să schimbe optica asupra acestui element, mai ales că, domnule primar, dumneavoastră achiziționați studiul de fezabilitate de la IFC Advisory. Adică nu veți trece peste zona de studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate este în contract, alături de studiile fundamentare a parteneriatului public-privat. Deci, cumva, această modificare legislativă nu cred că v-a împiedicat vreun fel să construiți acest contract în urmă cu 2 ani, cu un an sau cu 6 luni. Ceea ce aduce legea asta, cumva, legea, de fapt, modificarea ordonanței, nou este exact structura finanțării partenerului privat, mai degrabă decât, din punctul meu de vedere, decât vreo legătură cu studiul de fezabilitate, care trebuie întocmit conform legislației românești. Dar aș lăsa momentul electoral și v-aș pune doar câteva întrebări care să mă facă pe mine să fiu convins că aș acorda un vot corect. Și doar rugămintea este să nu-mi răspundeți cu cât de bun e IFC-ul. Am lucrat ani de zile cu IFC-ul, știu exact ce înseamnă din punct de vedere al profesionalismului lor. Știu la fel de bine că uneori au probleme de a se adecva, de a fi adecvați legislației locale și situațiilor locale, dar altfel, din punct de vedere a experienței internaționale, un partener foarte bun.
Întrebarea mea este de ce alegem acest sistem și rugămintea este să, dacă îmi răspundeți, să-mi răspundeți puțin mai tehnic decât o să vină un privat și o să ne dea o clădire la cheie cu mentenanță, pentru că nu despre asta e vorba, ci de câteva lucruri esențiale. Anume că niciun proiect de parteneriat public-privat nu s-a realizat în România până în momentul de față și țin să vă spun că din lista proiectelor din ordonanța de parteneriat public-privat, știți că este o anexă la acea ordonanță de pe vremea respectivă, mai mult de jumătate au avut ca consultant AFC-ul. Mai mult de jumătate, niciunul dintre ele nu este în momentul de față în vreo fază de execuție. Că vorbim de autostrada București-Brașov, că vorbim de spitale. Aș face o paranteză. Domnul Rafila, dacă este fanul acestei proceduri, poate să se uite tocmai pe anexa acestei ordonanțe, unde va regăsi propunerea de proiect pentru parteneria public-privat, ghiciți a cui? A Spitalului Regional Timișoara. Îi se transmite Ministerului Sănătății pentru a aplica procedura de parteneria public-privat pentru Spitalul Regional Timișoara. Dacă e fan, de ce nu face Ministerul Sănătății în realizarea acestui spital regional? Dar am să închid această paranteză cu domnul Rafila. Întrebarea de ce această soluție, care în mod evident vă va împiedica să accesați în vreo formă vreun proiect european de finanțare. Deși apare în lege, implementatorul acestui proiect de tip parteneriat public-privat este o întreprindere comună între autoritatea publică și partenerul privat. Da? Se construiește o întreprindere de proiect, după cum știm toți din această lege. În momentul în care această întreprindere este construită, nu autoritatea locală mai poate fi beneficiară a fondurilor europene, ci așa întreprindere, ceea ce ne duce către zero șansele de a cofinanța în vreo formă această investiție. De asemenea, întrebarea de ce nu apelați la alte instrumente financiare, pentru că nevoia spitalului municipal este una evidentă. De exemplu, emitere de obligațiuni municipale sau orice alt tip de instrument financiar care păstrează proprietatea proiectului și posibilitatea de a accesa în continuare fonduri europene, asigurând și finanțarea. Nu cred că e cineva în Timișoara care s-ar opune unei emiteri de obligațiuni sau chiar a unui credit pentru construcția unei clădiri spitalicești. Ar fi absurd, pentru că nevoia există. Parteneriatul public-privat are, mi-a spus că e plin de exemple de succes. Eu aș vrea să vă citesc doar câteva cuvinte din raportul din septembrie 2018 a Curții Auditorilor Uniunii Europene cu privire la parteneriatul public-privat. Spune așa, parteneriatele public-private nu au permis obținerea beneficiilor potențiale din cauza întârzierilor, a depășirilor de costuri și a subexploatării, ceea ce a dus la cheltuieli ineficace în cuantum de 1,5 miliarde de euro, din care 0,4 miliarde de euro reprezintă chiar fonduri din partea Uniunii Europene. Și spune mai departe de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că legislația e proastă, pentru că sistemul nu funcționează și nu o spun eu, e Curtea de Conturi a Uniunii Europene, practic. Adică nu e, vă dați seama în ce măsură lucrurile astea pot fi duse mai departe. Acum, mai sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le știu și sigur că îmi veți răspunde ulterior. Eu îmi bazez raționamentul pe declarațiile publice pe care le-ați făcut dumneavoastră, că altfel în contract nu e nicio referire. Dar undeva înțeleg că niște termeni de referință trebuie să existe în relația dintre primărie și AFC. Adică v-ați închipuit la un moment dat care e dimensiunea financiară și care e dimensiunea măcar de număr de paturi pe care Spitalul Municipal nou ar trebui să le aibă. Și asta, dacă îmi permiteți, o să folosesc chiar lucrurile pe care le-a spus dumneavoastră, adică
undeva la 120 de milioane de euro, dacă am înțeles bine, clădirea și în jur de 300 de paturi. Dacă, sau în jur, 3-400 de paturi, înțeleg că mi-a spus dumneavoastră. Din punctul ăsta de vedere, sunt două probleme pe care vi le-aș ridica și care sunt fundamentale. Pe de o parte, costul ridicat, pentru costă 20 de milioane de euro, bănesc, la asta se mai adaugă ulterior costurile financiare, de dobândă, de mentenanță, de așa mai departe. Deci nu e o sumă finală, dar și în aceste condiții... Mentenanța e inclusă. În cei 120 de milioane, dar costurile de dobândă și financiare și așa mai departe, că nimeni nu pune banii fără să și poată recupera într-o formă sau alta cu măcar cu rata inflației, dacă nu cu o dobândă bancară. În orice caz, pentru 300 de paturi, 120 de milioane de euro înseamnă 40.000 de euro pe pat. Sigur că nu așa se gândește un spital. O încerc să vă explic simplist oarecum. În condițiile în care acum câteva zile a fost recepționată maternitatea, care are 126 de paturi și a costat 20 de milioane de euro. Asta înseamnă 15.000 de euro cumva pe pat. Deci diferența este destul de mare din punct de vedere al costurilor, dacă ele se vor regăsi în declarațiile noastre publice. Și poate și mai, ceea ce este și mai neplăcut, este că dacă v-ați uita pe rapoartele Spitalului Municipal din Timișoara, numărul de paturi al Spitalului Municipal este de 1100. 1100. Faptul că construim o clădire de 300 de paturi nu face decât în continuare să fragmenteze prezența Spitalului Municipal. Nu adună cu nimic. E mai puțin de o treime și cele 1100 nu sunt îndeajuns. E mai puțin de o treime din capacitatea Spitalului Municipal. Cu alte cuvinte, mai facem o clădire în afara orașului, dar care nu ne rezolvă problema de celor 14, 18, 40 de locații în care își desfășoară activitatea spitalul municipal. Deci cumva, astea sunt, cred eu, comentariile și lucrurile la care a trebuit să aveți grijă, să vă uitați și să le luați în calcul și în măsura în care există și niște răspunsuri tehnice pe care să le înțeleg, voi vota, dacă nu, cu părere de rău, mă voi abține. Da, mulțumesc mult, doamna președinte, dacă îmi dați ocazia să răspund direct. Acum, știți foarte bine că sunteți prea experimentat, că nu este corect, pe de o parte, să cereți cifre concrete și să vă spun asta va stabili, pentru asta există un studiu de prefezabilitate. Dar când dau așa ca o idee, atunci începeți, bineînțeles, că să faceți calcule. Deci, acest calcul de 120 de milioane de euro este un calcul foarte, foarte de bază, la fel ca și numărul de paturi, pot fi și 400, pot fi și 500. Exact pentru asta trebuie să niște oameni care se pricep la economia sănătății, trebuie să facă acele calcule. Acum vă invit să vă uitați în studiul de fezabilitate pentru maternitatea pe care l-ați votat ca viceprimar și vă asigur că costul pe pat nu este mai mic decât cifrele despre care vorbim astăzi. Iar, până la urmă, ați pus cumva o întrebare foarte legitimă: de ce alegem acest instrument? De ce nu luăm un credit? De ce nu sperăm că poate într-o zi o să primim fonduri europene și așa mai departe? În primul rând, pentru că ați menționat și maternitatea acum la Spitalul Județean, știți foarte bine că demersurile pentru această maternitate, adică SF-ul, a început în 2015. Deci aproape 10 ani a durat și este doar o clădire. Nu știu care până la urmă au fost costurile, dar e doar o fracție din ce ar costa acest nou spital municipal. A durat 10 ani. Dacă cineva are 30 de ani, putem să sperăm că în viitor o altă generație poate să ducă acest proiect la bun sfârșit. Eu aș vrea să văd un nou spital municipal să primesc cheia
în următorii 5 ani. Și tocmai asta este, cum să spun, asta este partea importantă și interesantă. Noi plătim, în afară de aceste costuri de consultanță de 250.000 de euro, primul leu din bani publici va fi virat în contul firmei private în ziua în care primim cheia pentru un spital gata. Acum uitați-vă la toate proiectele de spitale. Adică vorbim aici ca și cum statul român ar avea un uriaș succes în a construi spitale. Dacă mii de timișoreni n-ar trece în fiecare zi pe lângă unei ruine în calea Torontalului, unde s-au investit deja bani publici, unde s-au construit și tocmai proiectul n-a fost dus până la capăt de 25 de ani, dacă n-ar fi asta, poate am discuta acum, da, haideți să o facem noi singuri. Dacă n-ar fi construit două doamne la București un spital nou, strict din fonduri private, dăruiește viață, atunci da, poate am putea să discutăm acum, haideți să o facem așa sau așa. Dar eșec după eșec după eșec, vedem că sistemul public, așa cum este astăzi în România, și includ aici aparatul de specialitate a primarului din Timișoara, nu este în stare să ducă astfel de proiecte foarte, foarte mari și costisitoare la un bun sfârșit într-un timp util. Și tocmai de aceea această idee foarte, foarte simplă, și acum există foarte, foarte multe tipuri de parteneriate public-private. Aici nu vorbim despre un spital privat, cumva, unde noi împreună cu un privat, nu. Vorbim strict de o clădire. O clădire pe care o firmă privată o va ridica pe banii lor și apoi ne dau cheia și abia în această zi, când știm că au reușit, noi vom avea o obligație de plată. Asta mi se pare o diferență foarte, foarte mare, iar încă o dată, la nivel, european, există mai multe exemple foarte bune. La Lübeck, de exemplu, toți arșii pe care îi zburăm în străinătate, mulți ajung la Lübeck, la spital de acolo, un spital care a fost făcut fix după acest sistem. Deci încă o dată, apropo de costuri, acum îmi scrie un coleg că Institutul Oncologic pentru 250 de paturi costă 200 de milioane de euro. Puteți să faceți un calcul, 800 de mii de euro pe pat. Deci dacă calculul dumneavoastră se va confirma în studiu de prefezabilitate cu 40.000 de euro pe pat, o să stăm foarte bine. Încă o dată, eu cred că avem de decis între a face un pas spre un spital care poate să devină realitate în următorii 5 ani versus a rămâne într-o zonă în care noi facem studii cu niște firme care poate n-au mai făcut, poate ducem și mai departe și la proiectul tehnic și după aia așteptăm 10 ani să primim o sursă de finanțare care în valoarea asta puțin probabil va exista, iarăși la Institutul Oncologic a durat 25 de ani și după aia rămânem cu un proiect și cu un studiu de fezabilitate mult învechit. De aceea eu cred că este un pas în direcția potrivită și încă o dată nu semnăm astăzi cu sângele nostru ultimul contract, ci va reveni această Bancă Mondială în plenul Consiliului cu un studiu de prefezabilitate, cu un studiu de fezabilitate, cu condițiile licitației, cu condițiile financiare și atunci Consiliul Local va putea să ia o decizie. Mi se pare, cum să zic, încă o dată, dacă am trăit într-o țară de lux în care se nasc spitale noi la bandă rulantă, scepticismul dumneavoastră mi s-ar părea mult mai logic. Acum, astăzi, să plătim 250.000 de euro pentru șansa de a avea cu adevărat un spital municipal în următorii 5 ani, mi se pare un preț pe care timișorenii îl merită. Da, eu nu știu de ce m-am așteptat la un răspuns tehnic din partea dumneavoastră. Cred că am avut o ceață în fața ochilor.
Pentru că, din nou, a fost o poveste ceea ce mi-a spus. Domnule primar, e legea 7 din 2024. Aia este cea care schimbă ordonanța de urgență din 2019 în anumite părți. Luați-o, citiți-o, nu vă dă niciun privat nimic, trebuie să construiți o întreprindere de proiect împreună cu privatul. Aceea este cea care merge mai departe. Sunt foarte multe clauze despre care, din păcate, nu prea aveți idee și asta mă face să cred că am exagerat atunci când am crezut că ăsta e parcursul normal. Nu, e o petardă electorală și... Mulțumesc, domnul viceprimar Tabără, vă rog. Da, vă mulțumesc frumos. Eu nu o să intru foarte mult în detaliile tehnice ale acestui proiect. Sigur că pentru fiecare dintre noi realizarea unui spital în Timișoara este un lucru foarte bun și o veste foarte bună și sperăm ca într-un termen foarte scurt aceste lucruri să se realizeze. Doar că eu aș pune întrebare dacă avem ceva garanții că totuși acest lucru se va realiza sau este doar un motiv pentru campania electorală care urmează în cele două luni, pentru că eu nu voi face ca și colegul meu Dan Diaconu, ci voi pune accent pe lucrul acesta, pentru că trebuie să ținem cont că în două luni de zile, trei luni de zile va fi campanie electorală și nu vreau să ne regăsim în ideea în care doar dăm un vot, pentru că sigur că eu susțin orice chestiune legată de construcția unui spital în Timișoara și de orice centru medical care se va construi, la fel cum este infrastructura sportivă sau orice altceva care este bun pentru cetățeanul din Timișoara. Dar vreau niște garanții prin care să cred că acest lucru se realizează și nu vom asista să vedem din nou doar o petardă așa, sau o fumigenă aruncată astăzi și să ne regăsim în situația în care se găsește spitalul de pe calea Torontalului sau spitalul de copii, pentru că mă duc înapoi la spitalul de copii și vedem că de 3 ani de zile nu se întâmplă absolut nimic acolo, că avem o clădire terminată pe care nu reușim să o dotăm. Ori sigur că eu înțeleg toate aceste aspecte, dar vreau garanția faptului că se va construi și nu doar ne aruncăm acum să votăm un lucru, chiar dacă e o chestiune de bani pe care să spunem că îi dăm ca și avans sau îi vom da la cheie, dar eu prefer să dăm banii, dar să și realizăm aceste lucruri. Pe de altă parte, eu cred în parteneriatul public-privat și sunt adeptul acestea în mai multe domenii, nu doar în ce privește spitalul, dar cred că în toate chestiunile astea eu aș recomanda întotdeauna nu achizițiile directe, ci m-aș duce pe licitații organizate și cred că ar fi cea mai bună soluție în acest sens. Da, mulțumesc, domnule viceprimar. Sunteți liberal de școală veche și de aceea înțelegeți foarte bine că piața funcționează după niște stimuli și întrebarea dumneavoastră este foarte legitimă, care este garanția de succes și tocmai de aceea trebuie să ne uităm care este stimulentul de fapt pentru partenerii să aibă succes. Tocmai asta este motivul de ce IFC, Banca Mondială, primește un comision de succes în cazul în care acest proiect va avea succes. Dacă n-ar fi acest fi, am fi exact în situația în care ne luăm o firmă de oriunde care ne aruncă un studiu de fezabilitate fără niciun interes să ajungă proiectul la realizare. Tocmai asta este rolul acestui comision de succes. Și în al doilea rând, firma privată, tocmai că nu va vedea niciun ban până când n-a finalizat această clădire. Ceea ce înseamnă că este cel mai bun stimulent pentru firma să o și finalizeze și să o finalizeze repede și nu să tragă de timp de 10 ani, pentru că nu o să vadă niciun leu de la noi. Exact asta este frumusețea acestui mecanism, că spre deosebire de cum lucrurile funcționează în mod normal, partenerii nu au un interes să tragă de timp, să mai ceară încă o factură și așa mai departe și după aia, înainte să termine, să intre în faliment, cum s-a întâmplat la spitalul de copii, ci au tot interesul să termine pentru că doar atunci vor vedea banii. Și nu facem o licitație acum să ne căutăm un consultant care să ne facă un PPP, tocmai pentru că există pe plan mondial
un număr foarte, foarte limitat de organisme financiare care au experiență, expertiză, acces la expertiză și și integritatea, pentru că dacă domnul Diaconu insinuează că ne-am luat țeapă de la Banca Mondială, na, nu știu cât de realist e asta, dar există foarte puțini parteneri care au expertiza și integritate. Încă o dată, România este parte în acest organism și de aceea cea mai sigură variantă este pentru noi să ne folosim de această excepție, să putem contracta Banca Mondială direct, fără să mai facem o licitație la care cine știe vine. Mulțumesc! Sunt situații, domnule primar, în care trebuie să te bucuri când ai bani, când se realizează ceva. Și cred că asta ar trebui să fie o chestiune, eu mă refeream la garanțiile că se va realiza. Simplu fapt că nu vom plăti, nu încălzește pe timișoreni. Noi trebuie să garantăm timișorenilor că dacă în 5 sau 6 ani de zile le garantăm construcția unui spital finalizat, dotat și care va fi la dispoziția lor. Asta este cel mai important, că degeaba spunem că le vom da banii dacă se construiește. Pe mine mă interesează ca peste 5 sau 6 ani copiii mei care vor crește sau chiar studentul cel mare care e student la medicină să-și găsească un job în nou spital. Dar asta este interesant, să avem o garanție că este un lucru serios care se întâmplă în Timișoara și că peste 5, 6 ani, 7 ani, când va fi o dată certă, acest lucru se va întâmpla. Nu v-am sugerat că veți primi țeapă de la Banca Mondială. Eu vă spun că veți rămâne până la nivel de studii de fezabilitate, care își merită bani, adică 250.000 de euro pentru studii de fezabilitate și studii de fezabilitate nu e o sumă mare la nivelul unui astfel de obiectiv. Asta vă spuneam, nu că veți lua țeapă de la Banca Mondială, v-am spus încă o dată că am lucrat cu AFC ani de zile. Mulțumesc, doamna consilier Roxana Iliescu, vă rog. Da, mulțumesc. Am o remarcă vis-a-vis de una ultima expunere a domnului primar. Domnule primar, privitor la așa zisa garanție. Domnule primar, repet, cei 1.250.000 de euro onorariu de succes, greșiți totalmente când afirmați faptul că aia este garanția realizării acestui proiect. Conform acestui contract, banii respectiv trebuie să fie plătiți în 15 zile de la momentul în care noi semnăm cu privatul care va realiza investiția. Deci nu e nicio garanție cum să constituie o garanție dacă banii aia vor fi plătiți în maxim 15 zile de când noi vom semna cu respectivul. Dacă respectivul într-adevăr își va onora obligațiile rezultate din parteneriatul public-privat sau nu, rămâne o nebuloasă. Dar banii vor fi plătiți și, repet, nu vom avea acest contract de parteneriat public-privat altfel decât în momentul în care banii vor fi plătiți. Suntem obligați prin acest contract să avem, repet, clauză suspensivă, adică dacă îți plătiți bine, merge mai departe, contractul se execută, dacă nu vor fi plătiți, nu avem contract. Bun, acum revenind la expunerea mea anterioară, aș vrea să vă citesc, probabil că aveți, sper că aveți acordul în față, este vorba de domnule primar de secțiunea 3, reprezentanții și notificările părților. În condițiile în care IFC își desemnează în acest contract o persoană, da, care va fi reprezentantul lor, în ceea ce ne privește sunt menționate următoarele aspecte. Clientul desemnează prin prezenta pe domnul pauză, respectiv, reprezentantul clientului va avea nivelul de responsabilitate corespunzătoare și va avea accesul corespunzător la decidenți pentru a exercita autoritate generală pentru a coordona în numele clientului implicarea oricărei autorități și terțe părți în efectuarea tranzacției și așa mai. Reprezentantul clientului va fi autorizat și va, deci acea persoană, domnul, doamna, va fi autorizat și va avea putere să acționeze numele clientului în toate aspectele ce sunt vizate în acest
acord și, de asemenea, se convin următoarele. Rapoartele, recomandările și alte comunicări de orice fel transmise de IFC, așa cum se prevede la paragraful D din această sentință, se vor considera a fi transmise corespunzător clientului, respectiv acelei persoane. Instrucțiunile, aprobările, declinările, consimțămintele, deci toate aspectele, domnule primar, repet, privind executarea acestui contract, va fi responsabil acea persoană, o singură persoană, da? Reprezentantul clientului va asigura permanent coordonarea și cooperarea corespunzătoare și eficientă și va asigura mobilizarea tuturor resurselor necesare pentru a permite IFC să efectueze serviciile. Deci, totuși, până la urmă, cine este persoana pe care că trebuie completat contractul și cred eu că înainte de a da un vot pe acest proiect, consilierii locali trebuie să știe care este persoana desemnată direct responsabilă privind executarea acestui contract. Mulțumesc! Aș trece la punctul 8. Vă rog, proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului teren intravilan și casă situat în piața Petru Rareș numărul 2, identificat cu CF 407173, număr top 5760, CF vechi 1615 Timișoara Timiș, la prețul de vânzare 260.000 de euro plus TVA. Proiectul 9, proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului situat în Timișoara, strada Ende Cocea, numărul 23, înscris în CF 424665 Timișoara, către Parohia Ortodoxă Română Timișoara Cearda Roșie. Vă rog să supunem la vot proiectele 7, 8 și 9. Vă rog să lăsați mai mult timp la vot, ca să putem să votăm. Doamna președinte, deci să înțeleg că nu primim un răspuns cu privire la persoana desemnată de... Doamna consilier, cunoașteți codul administrativ foarte bine. Nu o să ne întoarcem în Consiliul Local de fiecare dată când cineva în primărie își schimbă jobul sau fișa de post. Este reprezentant al municipiului desemnat, bineînțeles, de primar, care sunt executivul municipiului. Nu este prevăzut ca acest Consiliu Local să voteze cine în primărie are ce atribuții, dar știți asta foarte bine. Păi, da, contractul este anexa proiectului de hotărâre, este parte integrantă din proiectul de hotărâre. Am deci semnat foarte multe contracte. Am semnat foarte multe contracte, doamna consilier, în care au fost persoane de contact care ulterior s-au schimbat. Nu vă faceți nicio grijă, e totul în regulă. Dar știți că proiectul e promovat de ASMT, o instituție în subordinea Consiliului Local, nu a dumneavoastră, teoretic. Că practic nu e așa. Nu mai contează. Bun. Vă rog să închidem procedura de vot și să ne transmiteți rezultatul votului. Pentru punctul 7, 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și o abținere. Pentru punctul 8, 15 voturi pentru, iar pentru punctul 9, 15 voturi pentru. Mulțumesc! 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare numărul 3 din 27 martie 2023 pentru spațiul cu altă destinație, stat 5, situat în Timișoara, Vasile Alexandrin numărul 1, încheiat cu centrul de proiecte al municipiului Timișoara pe o perioadă de un an. Dacă sunt lor de cuvânt? Dacă nu, aș merge mai departe. Proiectul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării și aducerii la starea inițială a amplasamentului. Îmi cer scuze, pe care a fost amenajat sistemul modular medical de izolare și tratare a cazurilor de COVID-19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu Timișoara, amplasat la stadionul CFR din Timișoara și a cheltuielilor aferente lucrărilor. Dacă nu sunt lor de cuvânt, eu aș 12... întreba un pic. Da, vă rog. Și să mă lămuriți cu privire la proprietate. Din ce mi-aduc eu aminte, la stadionul CFR noi avem doar terenul de sub, inclusiv gazonul este în proprietatea Ministerului Transportului sau CFR-ului. Da, așa este, ține de Ministerul Transporturilor, da. Deci, și cum facem noi lucrări de refacerea gazonului care ține de Ministerul Transportului?
Cred că și Ministerul Transportului îl are dat la un sindicat sau ceva, în folosință sau în administrare. mai e la Noi sindicat. avem doar terenul de sub construcții, de sub gazon, de sub tribune. În perioada pandemiei, domnul Diacon, în momentul în care cred că a fost stare de alertă, primăria la un moment dat a votat un hotărâre de consiliu local prin care a aprobat și a demarat prin SDM amenajarea acestui spital de campanie, că practic vorbim de spitale de campanie, iar în același de primăria a și spus că la finalizarea, sfârșitul stării de alertă, nu mai pot să, nu citesc exact, nu mai mă aduc aminte exact formularea. Primăria împreună cu ceilalți va demara desfacerea practică a lucrărilor și readucerea la starea inițială a zonei. Practic, vorbim aici de un efort pe care l-a făcut administrația, firmele administrației, SDM Aquatim, alte structuri ale statului paralele din subordinea MT sau din subordinea Ministerului Apărării, ca să aducă la acest punct stadionul, dintr-un punct de stadion, într-un punct de spital de campanie, iar acum vorbim practic de a ridica niște alei de asfalt și ulterior de a duce la starea inițială. Aducerea la starea inițială, la statul de zgură, eu sincer nu cred că primăria va putea face. Asta este un alt subiect care nu este inclus în acest HCL. Aici vorbim doar ca societatea primăriei SDM să ia exact ce a pus acolo. Adică să se desfacă acele alei temporare, să fie preluat, va deveni material frezat, pe care probabil îl vom folosi ca umplutură în alte zone unde avem nevoie. Readucerea după ulterior la starea inițială, adică gazon și alte lucruri, asta nu o vom putea face. Am avut și o discuție în sensul ăsta cu domnul prefect, în care am zis că primăria nu poate să se pună să amenajeze stadioane pentru CFR. Să-l dea primăriei, CFR-ul și ministerul mijloacele fixe pe care le au acolo și face primăria bază sportivă după aia, când e proprietar 100%, dar până atunci tot ce putem să facem este să ridicăm partea de canalizații, de alei, exact ce a fost pus pe acel teren de sport. Ok, mulțumesc, apreciez. Mulțumesc. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere numărul 1599 din 2 mai 2017, încheiat cu SCN Ropsi, Med SRL. Vă rog să deschidem procedura de vot pentru proiectele 10, 11 și 12. Mulțumesc. Vă rog să ne și comunicați rezultatul votului. Dar n-am apucat să votez. Trebuie să spuneți acum. Da, votez de la toate. Ok, citesc ce am pe raportul de vot aici, online. Punctul 10, 16 voturi pentru. Punctul 11, 16 voturi pentru. Iar punctul 12, 16 voturi pentru. La care se adaugă votul colegului nostru și vor fi 17 voturi pentru toate cele trei. Domnul deputat, nu mă auzim. M-auziți? Acum? M-auziți? Acum. 13. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 a hotărârii Consiliului Local numărul 108 din 27 martie 2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe baza municipiului Timișoara. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a societății Start Afaceri T&D SRL. Nu sunt lor de cuvânt. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare ce urmează a fi încheiat între Municipiul Timișoara și Federația Română de Gimnastică în scopul organizării evenimentului intitulat Regalul Gimnastic în Municipiul Timișoara la sala polivalentă Constantin Jude. Dacă nu sunt lor de cuvânt, vă rog să deschidem procedura de vot pentru proiectele 13, 14 și 15. Mulțumesc, vă rog să ne transmiteți rezultatul votului. Punctul 13, 16 voturi pentru. Punctul 14, 16 voturi pentru.
Iar punctul 15, 17 voturi pentru. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de proiectare și execuție lucrări, numărul 104 din 2020, aferent proiectului reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, Bogdăneștilor, cod SMIS 123184. Dacă nu sunt luat de cuvânt. 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții, realizare utilități, drumuri de acces și amenajare zone verzi la ansamblu de locuințe individuale. Nu am lor de cuvânt. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinate reechilibrării contractului de execuție lucrări numărul 25 din 31 martie 2021 aferent proiectului construire sale de sport la școala gimnazială 25, cod 122504 din Timișoara, strada Consminului numărul 42, finanțat prin POR 2014-2020. Nu văd să am lor de cuvânt. Vă rog să deschidem procedura de vot pentru proiectele 16, 17 și 18. Mulțumesc. Vă rog să ne comunicați și rezultatul votului. Punctul 16, 17 voturi pentru. Punctul 17, 16 voturi pentru. Punctul 18, 16 voturi pentru. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 al hotărârii Consiliului Local numărul 18 din 2020 privind aprobarea normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public Timișoara. Nu am luat de cuvânt. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2024 pentru persoanele sau familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara. 21. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii. Aici mi s-a transmis un amendament și am să-l citesc. Amendament la proiectul de hotărâre de Consiliul Local privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii aprobat prin referatul numărul TM12024-004335 din 20 februarie 2024. Având în vedere că la data inițierii proiectului de hotărâre de Consiliul Local privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii aprobat prin referatul numărul pe care vi l-am citit mai sus și până la data de 15 martie 2024 a mai fost depus un dosar de la o persoană fizică ce îndeplinește condițiile prevăzute în legea 196 din 2018 pentru atestarea ca administrator de condominii. Propunem aducerea la azi a anexei 1 la proiectul de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii conform variantei actualizate anexată la prezentul amendament. Și am primit și lista persoanelor fizice care îndeplinesc condițiile pentru atestare ca administrator de condominii, dacă vreți vi le citesc. Nadra Diana Antoaneta, Făget Marius Adrian. Trebuie să le citiți, doamna președinte. Bine, perfect. Mulțumesc. Dacă sunt lor de cuvânt la acest proiect? Dacă nu am să supun, cred că ar trebui să supunem inițial amendamentul aici, nu? După da, ceea doamna ce... președinte. Da, da. Trebuie să rugăm colegii de la tehnic să facă un vot pentru amendament la punctul 21. Vă rog. Mulțumesc. Pot să-l pornesc? Da, da, vă rog. Da, vă rog. Mulțumesc. Vă rog să ne transmiteți rezultatul votului pentru amendament. 15 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. Și supun la vot cele trei proiecte, 19, 20 și 21.
Mulțumesc. Vă rog să ne spuneți și rezultatul votului. Punctul 19, 17 voturi pentru. Punctul 20, 17 voturi pentru. Iar punctul 21, 16 voturi pentru. Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre privind continuarea activității Asociației Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii, în spațiu cu altă destinație, sat 7 plus apartament 6, situate în Timișoara, piața Sfântul Gheorghe, numărul 4. Nu am lor de cuvânt. 23. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Timișoara la organizația Europa Nostra în scopul conservării și valorificării patrimoniului cultural local. Nu am lor de cuvânt. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2024 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș Adit. Dacă nu sunt lor de cuvânt nici la acest proiect, vă rog să deschideți procedura de vot pentru 22, 23 și 24. Mulțumesc, închid procedura de vot și vă rog să ne transmiteți și rezultatul votului. La punctul 22, 14 voturi pentru, punctul 23, 14 voturi pentru, iar punctul 24, 15 voturi pentru. Mulțumesc. 25, plângere prealabilă cu numărul MTM 2024-007-607 din 14 februarie 2024 a societății Materna Modern S.A. prin cabinet avocatura Clipa Cristian împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 596 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 13% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, Bulevardul Republicii numărul 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 26. Plângere prealabilă MTM 2024, înregistrată 007877 din 15 februarie 2024 a doamnei Lazar Mirela împotriva HCL 595 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Victoriei 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 27. Plângere prealabilă MTM 2024 007880 din 15 februarie 2024 a doamnei Lazar Mirela împotriva HCL 593 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, strada Palanca numărul 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne transmiteți și rezultatul pentru cele trei plângeri. Punctul 25. 4 voturi pentru, 12 voturi împotrivă. Punctul 26. 4 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și o abținere. Punctul 27. 4 voturi pentru și 11 voturi împotrivă. Mulțumesc. Poate că ar trebui să mai precizăm încă o dată cum se votează la în cadrul acestor plângeri, adrese. Nu știu, dacă ar mai fi necesar. 28. Plângere prealabilă numărul MTM 2024-007891 din 15 februarie 2024, completată cu adresa numărul MTM 2024-009572 din 23 februarie 2024 a domnului Mihnea Radu împotriva HCL 207 din 2023 privind aprobarea modificării și completării procedurii cadru privat majorarea impozitului pe clădire
clădirile neîngrijite degradate din intravilanul municipiului Timișoara, precum și aprobarea formei revizuite a acesteia. 29. Plângere prealabilă MTM 2024-007891, 15 februarie 2024, completată cu adresa numărul MTM 2024-009572 din 23 februarie 2024 a domnului Mihnea Radu împotriva HCL 592 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara Gheorghe Laz, numărul 4, ca urmare a constatării stări tehnice de clădiri neîngrijite. Plângere prealabilă numărul MTM 2024-008571 din 19 februarie 2024 și numărul MTM 2024-010734 din 29 februarie 2024 a societății Valchiria Invest SRL, împotriva hotărârii Consiliului Local 704 din 19 februarie 2023 privind majorarea cu 500% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, numărul 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Vă rog să deschidem procedura de vot pentru proiectele 28, 29 și 30. Mulțumesc. Dacă puteți și să ne transmiteți rezultatul votului. Pentru punctul 28, 3 voturi pentru, 11 voturi împotrivă. Punctul 29, 3 voturi pentru, 11 voturi împotrivă. Iar punctul 30, 3 voturi pentru, 11 voturi împotrivă. Mulțumesc. 31. Plângere prealabilă cu numărul MTM 2024-008705, 19 februarie 2024, a cabinetului avocat Damian Laura împotriva HCL 658 din 19 februarie 2023 privind majorarea cu 400% începând cu 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, strada Dacilor, numărul 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 32. Plângere prealabilă. MTM 2024-008719 din 20 februarie 2024 a societății Tim Mobilia SRL prin SCA Onofrei și avocații împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 625 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 500% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, piața Alexandru Mocioni, numărul 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 33. Plângere prealabilă MTM 2024-009030, 20 februarie 2024, a societății Raluca Andreea Com SRL, prin cabinet avocat Anton Trăilescu, împotriva HCL 457, 17 octombrie 2024, privind aprobarea planului urbanistic general, municipiul Timișoara și a regulamentului local de urbanism aferent. Supun la vot proiectele 31, 32, 33. Cred că la numărul 33, cred că este o greșeală și ar trebui să fie 17 octombrie 2023, nu? Mă auziți? Da, sigur, sigur, da, da. S-a consemnat, doamnă președinte. Mulțumesc. Vă rog să deschideți procedura de vot pentru proiectele 31, 32, 33. Le-am votat, nu le-am votat. Mie nu mi-a apărut. Nu știu. Ok, bun. Nicio problemă. Vă rog să ne spuneți atunci rezultatul votului. Punctul 31. Un vot pentru, 13 voturi împotrivă. Punctul 32, un vot pentru, 13 voturi împotrivă. Punctul 33, un vot pentru, 13 împotrivă. Mulțumesc. 34. Plângere prealabilă cu numărul MTM 2024-009059 din 20 februarie 2024 a domnului Gligor Remus împotriva HCL 593 din 19 decembrie 2023 privind majorarea 400%
Începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobil situat în Timișoara, strada Palanca, numărul 1, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. 35. Plângere prealabilă cu numărul MTM-2024-009256 din 21 februarie 2024, a domnului Tonică Marian, domnului Tonică Mihai și a doamnei Pescaru Ana Loredana împotriva HCL 617 din 19 decembrie 2023, privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobile situate în Timișoara, Bulevardul 16 decembrie 89, numărul 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 36. Plângere prealabilă MTM-2024-009714 din 23 februarie 2024 a domnului Petrișor Andrei Romulus împotriva HCL 207 din 2023 privind aprobarea modificării și completării procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite degradate din intravilanul municipiului Timișoara, precum și aprobarea formei revizuite a acesteia. Vă rog să deschidem procedura de vot pentru 34, 35 și 36. Mulțumesc. Vă rog să ne comunicați rezultatul votului. Punctul 34. Un vot pentru, 12 voturi împotrivă și o abținere. Punctul 35. Un vot pentru, 12 voturi împotrivă și o abținere. Iar punctul 36. Un vot pentru, 12 împotrivă și o abținere. Perfect, mulțumesc. 37. Plângere prealabilă cu numărul MTM-2024-009714 din 23 februarie 2024 a domnului Petrișor Andrei Romulus împotriva HCL 699 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, piața Traian numărul 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 38. Plângere prealabilă cu numărul MTM-2024-009954, înregistrat în 26 februarie 2024, a domnului Prandi Antonio, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 797 din 23 decembrie 2023, probabil, privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire începând cu anul 2020 pentru imobilul situat în Timișoara, strada Piața Romanilor numărul 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 39. Plângere prealabilă cu numărul MTM-2024-010738 din 29 februarie 2024 a doamnei Kindriș Leila Simona, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 207 din 2023 privind aprobarea modificării și completării procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite sau degradate din intravilanul municipiului Timișoara, precum și aprobarea formei revizuite a acesteia. Vă rog să deschideți procedura de vot pentru proiectele 37, 38 și 39. Mulțumesc. Vă rog să ne comunicați și rezultatul votului. Punctul 37, 12 voturi împotrivă și o abținere. Punctul 38, 12 voturi împotrivă și o abținere. Iar punctul 39, 12 voturi împotrivă și o abținere. Mulțumesc. 40. Următoarele puncte sunt în calup de câte două. 40 și 41 și 42 și 43. Iar la anexul suplimentar este fiecare punct separat, unul câte unul. Ok, mulțumesc. 40. De supus la vot, doamna președinte, doar puțin. De supus la vot doar pentru 40, restul se iau la cunoștință. Ok, bine. 40. Plângere prealabilă cu numărul MTM-2024-011270 din 5 martie 2024 a domnului Lupocean Constantin împotriva HCL 697 din
19 decembrie 2020 sau da, 19 de noiembrie 2023, privind majorarea cu 300% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, strada Timocului, numărul 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 41. Luăm act de adresa numărul MTM 2024-10151 din 27 decembrie 2024 a domnului Păcșan Vasile Mircea privind clauza cuprinsă în contractul de închiriere teren garaj. Bun. Vă rog să supunem la vot proiectul 40. Mulțumesc. Două Ne voturi puteți. pentru, da, două voturi Da. pentru, 12 voturi împotrivă și o abținere. Mulțumesc. 42. Raport de activitate numărul TM 12024002429 din 2 februarie 2024 a domnului viceprimar Ruben Lațcău privind deplasarea la Novi Sad în Serbia în perioada 31 ianuarie 1 februarie 2024. 43. Raportul de activitate TMI 2024-002429 din 2 februarie 2024 al domnului consilier Ovidiu Merian privind deplasarea la Novi Sad în Serbia în perioada 31 ianuarie 1 februarie 2024. Mulțumesc. Și trecem la anexă. Secundă, vă rog. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, refuncționalizare, teren de sport, reabilitare și extindere clădirii existente, inclusiv utilități, în Timișoara, strada Pictor Aman, numărul 11. Dacă nu sunt lor de cuvânt, deschid procedura de vot. Eu aș fi vrut să spun două cuvinte, doar dacă îmi permiteți. E o chestiune importantă, să spun eu, pentru infrastructura sportivă din Timișoara, pentru că pe lângă acest stadion care este în construcție astăzi, la Arena de Rugby a trebuit să dezvoltăm un proiect, un DALI pentru refacerea acelei baze sportive, pentru că în situația actuală în care clubul nostru este fost campion al României, este câștigător al Cupei României, chiar acum, peste o lună de zile, va juca finala Cupei României, se confruntă cu o situație ciudată, în sensul că această bază este doar prin derogare aprobată de către Federație pentru desfășurarea competițiilor. Pe de altă parte, copiii nu pot să-și desfășoare o activitate într-un mediu adecvat petrecerii timpului pe terenul de sport. Nici părinții pot să-și însoțească copiii la terenurile de sport și pe aceste considerente am gândit un proiect prin care să ne adresăm atât performanței cât și sportului de masă. În acest sens va fi construită ca o idee, o tribună cu tot ceea ce este necesar pentru echipa mare și un teren adecvat echipei mari. Pe de altă parte, va fi și un teren de antrenament pentru juniori și tineret, dar și un teren de suprafață mai mică pentru copii, 62 pe 40 de metri, care pe timp de iarnă va avea un balon, dar pentru a-i proteja de frig, dar mai mult decât atât, va fi și un cort distinct al acestei construcții, unde vor putea petrece și părinții timpul liber cât merg să-și aștepte copiii ori la o cafea, ori la o sală de fitness. Dar ceea ce este important și nu trebuie să sperie aceste prețuri pe nimeni, pentru că vom încerca o obținere a finanțării prin Compania Națională de Investiție, dacă au bani și vor să susțină acest proiect, dacă nu, se va putea face inclusiv din banii bugetului local, dar
va fi tot un șantier etapizat, pentru că se va putea merge, așa este gândit proiectul, că se va putea construi tribună și teren pentru echipă mare sau să înceapă dinspre partea de copii cu vestiare, săli de antrenament, săli de fitness sau balon, teren de antrenament. Deci este o opțiune pe care primăria în viitor o va lua. Ceea ce este important este că astăzi aprobăm un nou obiectiv pentru infrastructura sportivă în Timișoara și, ca să fac așa o glumă, este un motiv în plus pentru perioada următoare de asumare. De asumare pentru cei care vor veni să-l construiască, să vedem atunci a cui e proiect. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule viceprimar. Vă rog să ne comunicați rezultatul votului. 17 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici PASA DALI pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, construcții existente și extindere construcției cu destinația Centru de zi și de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice. Strada Lorena, numărul 33 Timișoara, parte integrantă din proiectul Vital Vârstnici Integrați Activ în Comunitatea Locală din Timișoara, cod 313403. Dacă nu sunt lor de cuvânt, vă rog să deschideți procedura de vot. Mulțumesc. Dacă ne puteți spune, vă rog, și rezultatul votului. 15 voturi pentru. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Vital Vârstnici Integrați Activ în Comunitatea Locală din Timișoara, cod 313403 și a cheltuielilor aferente. Deschid procedura de vot. Mulțumesc. Dacă puteți, vă rog să ne spuneți 15 rezultatul. voturi pentru. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Timișoara în adunarea generală a acționarilor la Horticultura SA pentru modificarea și completarea actului constitutiv al societății. Nu sunt luări de cuvânt, vă rog să deschideți procedura de vot pentru proiectul 4. Trebuie stabilită o dată, cred că la articolul 2, doamna președinte. Eventual cei care sunt la horticultură, nu ar trebui să stabilească ei. Ar fi mai ușor. Haideți să stabilim marți la ora 12, nu știu dacă Mulțumesc. colegii sunt. Data stabilită este marți. În data de 19 martie la ora 12. Bun. Vă rog să votați și proiectul. Putem închide procedura de vot și vă rog să ne spuneți rezultatul votului. 16 voturi pentru. E o obținere? Da, și o abținere. Mulțumesc. 5 proiect de, ca și am văzut acolo, 5 proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Timișoara, imobilului înscris în CFR 455231 Timișoara, din strada Ianoș Bolyai, numărul 6, și transmiterea fără plată a dreptului de proprietate către Parohia Romano-Catolică Timișoara 1 Cetate. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne spuneți și rezultatul. 14 voturi pentru și o abținere.
Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare atribuit în favoarea Administrației pentru Sănătate și Educație Municipiului Timișoara în baza HCLMT numărul 182 din 9 mai 2023 asupra imobilului scris în CF45911 Timișoara în suprafața de 1962 metri pătrați. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Treisprezece voturi pentru și un vot împotrivă. 7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a stat 3, situat în Timișoara, strada Vasile Alexandrin, numărul 1, pe o perioadă de 3 ani, către Organizația de Management al Destinației Timișoara. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne transmiteți și rezultatul pentru ultimul proiect. 12 voturi pentru și o abținere.